Senatorul Marius Pașcan susține că reprezentanții Unității de Învățământ refuză înființarea unei clase cu predare în limba română, chiar dacă aceste demersuri au fost susținute de consilierul local de ani de zile, în Corunca, fiind 400 de familii a căror copii învață în școlile din Târgu Mureș. Drept urmare, senatorul a trimis o interpelare ministrului Educației Naționale și Cercetării Științifice, prin care solicită deplasarea corpului de control al ministerului la școala din Corunca pentru evaluarea situației. Se încalcă un drept fundamental, constituțional. Constituția României, prevăzând că învățământul în limba română se desfășoară în limba statului și toți avem dreptul să fim educați în această limbă. Mai mult decât atât, nu s-a făcut niciun studiu, de niciun fel, privind intenția, privind dorința părinților, a elevilor, a școlarilor, de a învăța în comuna lor. Pașcan a fost sesizat cu privire la aceste nereguli de către unul dintre consilierii locali din Corunca, Daniel Cheșa. Acesta a demarat o serie de acțiuni pentru a susține înființarea unei clase cu predare în limba română. În acest moment există o clasă cu predare în limba română, însă este comasată și cuprinde 16 elevi din clasele 1-4. Comasarea fiind, în opinia consilierului local, o modalitate neconformă de efectuare a educației la un nivel ridicat. La școala din Corunca se întâmplă lucruri ciudate, mai ales că și acest Consiliu de Administrație e format în totalitate din angajații școlii. Deci, practic, și părinții sunt angajați ai școlii, doar primarul care nu este angajat al școlii. Deci, nu este o lipsă totală de interes ca să se schimbe ceva. Deci, toți doresc ca lucrurile să rămână așa, pentru că probabil e în interesul politic al unui partid. De asemenea, consilierul local a solicitat demiterea actualei conducere a instituției de învățământ, având la bază refuzul comunicării unor informații de interes general, precum lista consiliului de conducere, deși a câștigat în instanță acest drept. Daniel Cheșa spune că își dorește efectuarea unei promovări corecte a instituției de învățământ care să se adreseze tuturor familiilor, atât celor de etnie română și maghiară, cât și a romilor. După ce școala va avea o nouă conducere competentă, vom încerca să promovăm rândul celor 400 de școlari din comună, baza materială, condițiile excelente pe care le are școala. Sunt chiar de invidiat pentru orice școală din Târgu Mureș și ca împreună cu părinții să aducem în școală niște învățători profesioniști, pentru ca orice părinte din Corunca să-și dorească ca copiii să învețe în această școală. Contactată telefonic, Toca Ciolga, primarul comunei Corunca, spune că nu s-au înregistrat cereri din partea părinților pentru înscrierea copiilor la școală, deși conducerea școlii a întreprins demersurile de promovare a unității de învățământ prin diferite materiale publicitare. Avem în școală o clasă 1-4, da, comasată, în care avem, nu știu, 21-20 câteva elevi. Avem o grupă în grădiniță unde sunt cât sunt copii înscriși și deci n-am avut din partea părinților solicitare, da, din partea domnului consilier local. Până la această oră, conducerea școlii nu a putut fi contactată pentru acordarea unui punct de vedere. În ceea ce privește reacția Inspectoratului Școlar Județean Mureș, Ștefan Someșan spune că în cursul acestei săptămâni va prezenta o situație a unității de învățământ, susținând totodată că atunci când vor exista cereri, se va dispune înființarea clasei cu predare în limba română.